V-am spus că avem motive de bucurie. De astăzi Pro 2 redevine acasă. Printre producțiile de care o să ne bucurăm este și MasterChef, restul e plăcere. În România oamenii aruncă la gunoi anual 1,3 milioane de tone de alimente, iar toate aceste resturi pot fi folosite și transformate în feluri de mâncare uimitoare. Șef Radu Dumitrescu, șef Foa și șef José Haddad ne vor învăța cum putem să nu irosim mâncarea gătind într-un mod productiv. Astăzi stăm de vorbă cu unul dintre cei trei șefi, José Haddad. Bine ai venit! Bine am găsit! Bună dimineața! Primul rând, fratele meu este în Israel, acum se uită la noi. David, boker tov, avim otcha! Așa să fie! Perfect, îl pupăm și noi! Vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine acasă. Pentru mine acasă e cu totul altceva. Acasă e acasă. Că acasă nu există. Și dacă omul trăiește cu familia, după aceea se zboară, are soția și cu copiii, se zboară din... Și tot timpul îi gândește cum era acasă, de mâncare, cu aia, cu tare, cu tare, la amintirele. Dacă te gândești la acasă, ți-amintești de casa în care ai copilărit, da, exact. Casa familiei tale, a ta cu copiii din tăi? Familie, sau... tot timpul din familie, din familie, cum a trăit eu și cum a trăit eu cu copiile mele. Asta ce mai frumos amintirele. Deci e ceva din trecut. Acasă, trecut, da, exact. Acasă înseamnă pentru tine ceva din trecut. Exact, da, da. A trecut, da, da. N-ai mai regăsit sentimentul ăsta, nu? Adică? Sau sentimentul ăsta de acasă, să te simți cumva în siguranță, acasă, știi? Acasă simte siguranță tot timpul. Dacă omul are tavan în capul lui, e a lui, asta e acasă lui. Corect. Asta că nu contează ce casă are, mare, mică, un gasonier, nu contează. E casa mea. Așa este. E casa mea, nu contează unde. Așa este. Uite, voiam să te întreb, pentru că noi ne-am întâlnit, știi tu unde și de ce. Voiam să te întreb ce vedem în emisiunea MasterChef, restul e plăcere. Primul rând, emisiunea asta este emisiune foarte, foarte frumoasă. Primul rând, este prima dată eu implic în proiectul genul ăsta. Pentru că eu am venit din familia ca, nu spun, José Haddad a mâncat orice în viață când era mic. Noi nu am născut cu lingura de aur în gură. Noi acasă era o dată pe săptămână, era carne. O dată pe săptămână era pui. Era numai lucruri. Adică mă aduc aminte, mama mea, când gata de șabat evreiască, mâncarea respectivă se rămân aproape 4-5 zile. Dacă a rămas puțin piept de pui, dacă a rămas puțin morcov, gătit, nu gătit, tot timpul m-am duc aminte, frigiderul era așa aranjat, totul să ia, să fac cu asta mâncare. Restul de legumele, pastrează, face niște ciorbă. Dacă ai puțin moi, da, face stoc. Toată vitamina există încă înăuntru. Deci ideea este să nu mai irosim mâncarea. Exact, nu aruncăm mâncare. Și știi care e faza? Mă aduc aminte la hotel când era eu 15 ani. Și când a început eu meseria mea. Șeful bucătarul era elvețian în Haifa. Și odată i-a luat toate coașele de gunoi, i-a luat la birou lui. A fost gol. Și bucătar se lucrează și știu, nu a aruncat nimic, absolut nimic, niciun nimic, frunze nimic de salatele. Numai e borcane goale. Adică acolo s-a învățat și noi orice să rămână în frigider. Adică nu din orice rest se poate exact face ceva de mâncare. Uite, emisiunea asta, am venit noi trei, cu Foa și cu Radu și cu mine, să învățăm pe bună. Și știu cum ziceam. Noi am primit coș, asta pe bună, asta nu există un tăietură, asta e, ce știe. Asta a fost exact cum trebuie să fie un coș, știi, cu bucată de morcov, o bucată de piept de pui, niște lucruri și nu potrivește pe aceeași rețetă ce vrea să fac. Dar totuși, noi ca bucătari cu experiența mare în spatele noastră, da, am făcut niște rețete. Da. Nu spune numai ciorba sau ciorba perișoara, niște preparat adevărat, da, adevărat de restaurantele. Ideea este că voi ați primit provocarea din partea unor vedete, despre care o să te și întreb imediat, ați primit provocarea de a găti din resturi niște feluri de mâncare excepționale. Da, exact. Asta a fost adevărata provocare, că atunci când ai opulență, sigur că poți găti orice. Dacă tu primești niște resturi, trebuie și imaginația ta contribuie în a găti, nu? Pentru asta noi trei, nu spun în șefii, nu sunt șefii, sunt în bucătar, primul rând nu sunt bucătar. Șefii sunt la restaurant, nu aici. Așa.
noi, adică să învățăm ca nu aruncat nicio mâncare, să facem niște mâncare deosebit cu tot restul de mâncare. Adică, uite, omul pleacă la supermarket, exemplu, pleacă la supermarket, soția pleacă cu copiii sau cu soțul, orice se, uite-te, ochii mare și stomacul este ești așa de mic. Da. Orice se vede el pe drum, iau. Vine acasă. Asta am, a cumpărat. Asta am. Acum ce face? Folosește ce a cumpărat ea pe ziua respectiv. Și ce a cumpărat ce aveți, expiră. Se expiră și aruncă la gunoi. Corect. Dar vreau asta să nu e bine. Asta veți vedea cu un lista exact ce aveți. Uh-huh. În frigider sau în dulap. Până epuizăm tot. Exact. Aș vrea să ne spui ce vedete au participat la emisiunea Masterchef Restul e Plăcere. Tu. Așa, bun. S-a lămurit asta? Da, era, știi cum este, era Partoș. Da. Pe cuvântul meu, acolo m-am nervat. Un pic am nervat. Ce a făcut el acolo? M-a făcut dezastru, m-a aruncat farfurii pe jos, m-a aruncat aia. El credea... Ca să vedeți și voi cum e. El sunt la un petrecere în Grecia. Da. Da. Trebuie să vă spun că, într-adevăr, așa cum a spus și șef, și eu și Șurubel am participat și este senzațională emisiunea. Da, dar știi, la început, emisiune, de restul, la început, sincer, mi n-a plăcut. La început, când am auzit asta. Nu ți-a plăcut ideea neapărat? Nu, ideea nu a plăcut. Dar după aceea, când a intrat la prima ediție, și știi cum, eu personal, după 45 de ani în miseria, m-am învățat multe lucrurile. Da. Multe lucrurile. Ai învățat multe pentru lucruri coșul, și... coșul vine, tu nu știi ce este lăuntru. Eu te-am văzut, ești foarte competitiv și erai acolo pus pe treabă. Abia așteptăm să vedem emisiunea cu tot timp. Vreau să iasă tot cum trebuie. Mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Frumos. Trebuie să le spunem telespectatorilor despre emisiunea Masterchef, Restul e Plăcere. Va începe sâmbătă 9 aprilie de la ora 20 pe acasă. Luăm acum o scurtă